Salutare, numele meu este Vlad și împreună cu colega mea Iulia, astăzi o să vă prezentăm un tutorial despre aplicația Zotero. Zotero este o aplicație care te ajută să gestionezi sursele bibliografice. Este creată să stocheze, să gestioneze și să citeze surse bibliografice precum cărți și articole. În această aplicație, fiecare sursă reprezintă un item. Mai pe larg spus, Zotero este o unealtă utilă pentru colectarea și organizarea surselor și informațiilor necesare pentru cercetare. Itemii în cadrul aplicației Zotero sau sursele sunt reprezentate de cărți, articole sau trimiteri către pagini web, filme, scrisori manuscrise, înregistrări audio și altele. În tutorialul de astăzi o să atingem trei capitole principale și anume introducerea lucrurilor în biblioteca dumneavoastră, organizarea bibliotecii și luarea de notițe și capitolul 3, generarea de bibliografii, citate și rapoarte. În imaginea de față avem meniul principal al aplicației. În partea din stânga sau meniul din stânga este reprezentat de My Library sau de bibliotecă, care cuprinde toate colecțiile create de noi. În panoul central avem sursele cuprinse în colecția selectată, iar în partea din stânga avem pentru fiecare sursă selectată toate informațiile necesare citării, notițe, tags sau etichete. Pentru a crea o nouă colecție în cadrul bibliotecii noastre, în cadrul My Library, dăm click pe New Collection, este butonul de deasupra panoului din stânga. Se mai poate crea o colecție nouă și dacă dăm click dreapta pe My Library sau pe un grup din My Library și selectezi New Collection. Sunt mai multe surse, adică mai multe moduri de a introduce o sursă. Principalele două moduri sunt prin a o adăuga manual, folosind butonul verde din panoul central sau stiloul de lângă butonul verde, în care adăugăm o sursă folosindu-ne de identificator. Pentru mai multe opțiuni cu privire la colecții, este suficient să dăm un click dreapta și, după cum foarte bine se poate vedea, putem să adăugăm o nouă subcolecție, cum am menționat mai adineauri, să redenumim o colecție, să ștergem o colecție, inclusiv sursele din ea. Dacă alegem să ștergem o colecție, o colecție, aceasta este trimisă către trash, unde va fi depozitată timp de 30 de zile înainte de a se șterge automat. În continuare, vreau să vă vorbesc mai în detaliu despre introducerea unei surse. Putem face acest lucru cu ajutorul unui cod identificator. Eu am ales să copiez adresa 2 a articolului, după care am introdus-o în bara de căutare și ne va rezulta automat sursa și toate informațiile despre aceasta. Dacă alegem introducerea manuală a sursei, va trebui să apăsăm pe iconița New Icon. Alegem din listă tipul de sursă dorit, iar apoi, în partea dreaptă, vom introduce de la tastatură toate informațiile pe care le dorim despre această sursă. Orul, editura, data, numărul și numele capitolului, locul și ce alte informații mai dorim să cuprindă această sursă. Mai mult decât atât, putem adăuga notițe fiecarei surse prin click dreapta pe o sursă sau un articol, apoi apăsăm pe New Note sau din partea sus a meniului pe iconița aferentă. Putem introduce notițe unui articol din bibliotecă sau crea o notă independentă care va apărea în bibliotecă ca orice alt articol. Se poate observa că fiecărui articol sau sursă putem să-i atribuim o etichetă, adică anumite cuvinte cheie, care ulterior ne ajută să găsim mult mai ușor toate elementele atribuite unui cuvânt.
În colțul stânga jos a ecranului putem observa bara de căutare a etichetelor, unde putem scrie de exemplu cuvântul licență și să ne rezulte automat toate sursele care au această etichetă. Acum că v-am prezentat în mare aplicația, să trecem la introducerea sursei într-un document. Primul pas este să deschidem documentul Word, apoi intrăm din bara de sus în meniul Zotero. Pentru introducerea unei citări în text, apăsăm pe prima comandă, adică adăugarea sau editarea unei citări. După ce apăsăm pe această comandă, programul ne întreabă mai întâi ce stil de citare dorim să folosim. Acesta fiind și avantajul major al acestei aplicații. După alegerea stilului dorit, apăsăm OK și ne va deschide o bară de căutare în care putem identifica sursa pe care dorim să o folosim. După numele autorului, titlu sau orice informație atribuită sursei. Așadar, selectăm sursa, apăsăm Enter și vom observa că sursa este citată în text. Pentru introducerea sursei în bibliografia finală, vom apăsa pe a doua comandă din meniul Zotero, apoi click și toate sursele citate în text vor apărea automat în lista noastră bibliografică. Acesta a fost tutorialul nostru de prezentare. Sperăm că vă ajută. Mulțumim!